În acest video discutăm despre lupus eritematosistemic sau LES, numită și boala cu 1000 de fețe. O boală autoimună în care sistemul imunitar al corpului atacă în mod greșit țesutul sănătos din mai multe părți ale organismului. La sfârșitul acestui video vei ști ce este lupus, care sunt semnele și simptomele, cum se tratează, cum se pune diagnosticul și ce atribuții are un asistent medical pentru un pacient cu lupus. Bine ați venit pe pagina de nursing, ghidul complet al asistentului medical generalist, locul unde vei înțelege foarte ușor patologii din diverse ramuri medicale, tehnici de nursing și intervenții ale asistenților medicali. Așadar, să începem! Ce este lupus? Lupus eritematosistemic sau LES este o afecțiune cronică autoimună, generalizată a țesutului conjunctiv, variind de la ușoară până la severă, și este caracterizată de erupții cutanate, afectare articulară inflamatorie, afectare hematologică, leziuni viscerale, manifestări neurologice, limfadenopatie, febră sau alte simptome constituționale. Etiologie. Cauza LES nu este clară. Anumiți factori genetici împreună cu factorii de mediu pot contribui la dezvoltarea bolii. De asemenea, se crede că hormonii sexual feminini, lumina soarelui, fumatul sau chiar deficitul de vitamina D și alte infecții sau medicamente pot crește riscul de LES. Se pare că persoanele cu o predispoziție genetică moștenită pentru lupus pot dezvolta boala atunci când intră în contact cu acești factori de mediu declanșatori. Mecanismul de producere al bolii implică un răspuns imun de către autoanticorpi îndreptați împotriva propriilor țesuturi ale unei persoane. Aceștia sunt cel mai frecvent anticorpi antinucleari și conduc la inflamație generalizată. Semne și simptome distinctive sau manifestări de dependență care apar în lupus eritematosistemic. Se spune că nu există două cazuri de lupus exact la fel. Semnele și simptomele pot apărea brusc sau se pot dezvolta lent, pot fi ușoare sau severe și pot fi temporare sau permanente. Cel mai distinctiv semn al lupusului eritematosistemic este o erupție cutanată care seamănă cu aripile unui fluture care se desfășoară pe ambii obraji. Aceasta apare în multe cazuri, dar nu în toate. Simptome comun descrise de lupus eritematosistemic includ articulații dureroase și umflate, dureri musculare, febră, ulcere bucale, adenopatie, senzație de oboseală sau stare de rău, dificultăți de respirație, ochi uscați, durere de cap, confuzie sau pierdere de memorie, sensibilitate la lumina soarelui, pierderea părului, dureri în piept, dureri de stomac, dificultăți de respirație, probleme cu rinichi, inima sau plămâni, convulsii, cheaguri de sânge sau chiar anemie. Ce este de reținut este faptul că LES adesea imită simptome ale altor boli și este confundat cu alte boli deoarece simptomele variază foarte mult și trec imprevizibil. Diagnosticul poate fi astfel evaziv, iar unii oameni, având simptome inexplicabile, pot suferi de lupus eritematosistemic ani de zile, iar acesta să nu fie diagnosticat. Tratament. Nu există un remediu pentru lupus eritematosistemic. Tratamentele clasice pot include antiinflamatoare, corticosteroizi, imunosupresoare și metrotrexat. Deși corticoizii sunt rapid eficienți, utilizarea pe termen lung poate conduce la efecte secundare. Complicațiile bolii. Lupusul eritematosistemic crește semnificativ riscul de boli cardiovasculare, acesta fiind cea mai frecventă cauză de deces. Poate provoca leziuni grave ale rinichilor, poate genera dureri de cap, amețeli, modificări de comportament, accidente vasculare cerebrale sau convulsii. Poate produce probleme de sânge. Poate reduce numărul de globule roșii sănătoase, conducând la anemie. Poate genera un risc crescut de sângerare și de coagulare a sângelui. Poate provoca inflamarea vaselor de sânge. Persoanele cu lupus sunt mai vulnerabile la infecții, deoarece atât boala cât și tratamentele ei pot slăbi sistemul imunitar. Îngrijirea pacientului cu lupus eritematosistemic și intervențiile asistentului medical pentru acest pacient. Măsurarea funcțiilor vitale și notarea lor în foaia de temperatură. Recoltarea de produse biologice și patologice pentru examinări de laborator. Administrarea tratamentului prescris de medic. Supravegherea stării generale a pacientului și observarea efectului tratamentului. Asigurarea condițiilor de spitalizare a mediului securizant și de protecție, supraveghere, recunoașterea manifestărilor de dependență și a modificărilor survenite în evoluția stării,
suport psihologic, realizarea unei comunicări eficiente, asigurarea igienei, consilierea pacientului, facilitarea consilierii psihologice pentru recăpătarea controlului conștient și informat asupra situației sale și pregătire psihică pentru tehnicele și manoperele medicale.